emoție pe care au trăit-o elevele lui Romeo Ilia a venit la finalul meciului și a însemnat, de fapt, încununarea unui sezon de excepție. Cu 26 de victorii din tot atâtea posibile, handbalistele buzoienci au obținut matematic calificarea în Liga Florilor după 5 sezoane consecutive, în care ori s-au împiedicat la baraj, ori au promovat, dar nu s-au găsit resurse materiale pentru susținerea vechiului HM. Meciul în sine n-a avut miză, Lipan și compania impunându-se lejer cu 37-28. De remarcat, asistența numeroasă, în ciuda faptului că ultimele meciuri ale sezonului contează doar pentru statistici. Cel mai probabil, promovarea în elita handbalului românesc va fi sărbătorită în ultima etapă, a 30-a. Gloria primește atunci în sala Romeo Iamandi pe CSS Tulcea. Meciul este programat pe 12 mai.